Bună dimineața, începe o nouă zi, azi este 28 decembrie, este 8 și ceva, de mult m-am trezit la ora asta, încerc să mă culc dimineața, seara destul de devreme, să încerc să mă adorm devreme, să nu mai adorm târziu. Iris s-a trezit, mă duc să-i dau niște struguri, i-am pus tăiat aici niște struguri, mă să-i dau să mănânce, am băgat deja o mașină la spălat, m-aș mai avea două. Rebecca încă doarme. Uite ce ți-a adus, mami. Ia uite. Vrei? Dar ce ai făcut, Iris? Ai nervișori de dimineață? Hmm? Ce ai făcut? Ce nu-ți convine? Sunt buni? Acum sunt buni? Pun să fac o ciorbă de perișoare, am porc vită și am aici legumele astea pe care le-am câștigat la Lidl, nu le-am luat până acum, este amestec de legume pentru ciorbă de făcut, adică eu nu le-am cumpărat până acum pentru că de obicei nu cumpăr amestec de ăsta pentru că eu îmi pun în frigider. Legumele de vara eu le pun tocate în frigider sau le cumpăr gata cocelate și le pun. Așa că o să-l termin pe ăsta, că tot așa e pentru văcuță. Am mai pregătit o ceapă, deși ăsta are ceapă, morcov, cartof, cred că o să mai pun eu un cartof și ceapa. Astea sunt legumele din pungă. Sunt ok. Deci pentru o ciorbă chiar sunt ok. Așa și mai am tocat eu ceapă și o să mai toc și un cartof. Este a treia oră când cade bradul ăsta, anul acesta. Nu, ridica, s-a rupt chestia asta de aici. Nu s-a rupt, a ieșit, mama. Și cred că cumva e timpul să îl desfacem. Nu? Vreau să pun perișoarele. Și vreau să-mi fac o cafea și să mă uit la Alina Rei, că a postat, nu, a postat clip acum. Și eu sunt fascinată de terasa ei, că îmi doresc și eu o terasă așa cu multe geamuri. Și vreau să-mi fac o cafea și cât se face ciorba și se termină mașina de spălat, să apuc să mă uit puțin la clip. Încă îmi beau cafeaua, s-a răcit evident, pentru că am terminat și ciorba, am dat de mâncare și la copii, am întins și rufele și acum mă uitam la Alina, că încă mă uit, n-am terminat video clipul în fine, și mă uitam și mi-am dat seama că noi n-am avut nicio masă acasă. Și mă gândeam ce facem de Revelion, nu-l facem acasă, îl facem deplasare și zic ce preparate să fac, în fine, și acum mi-am dat seama că vreau să fac o masă la noi acasă, dar nu știu dacă sâmbătă sau duminică. Și mă gândesc acum ce să pregătesc, să-mi fac listă. Plecăm la Vivo, la patinoar. Rebecca este deja jos. Iris e cu mama mea, deci s-a trezit la 7 fără. Deci Iris a urlat înainte să plece afară că... Că așa a urlat, s-a trezit de dimineață și e întoarsă. Rebecca a întoarsă și ea. Da, că am stat... Face o oră. Am stat... Au ieșit ele afară. Mama a plecat de jumătate de oră. Hai să mergem la autobuz. Ha. Măcar să ne iasă restul zilei. Bine, mi-a ieșit de dimineață, că am făcut aproape, aproape tot ce mi-am propus. Da, hai. Vai, dar ce cercei ai tu? Da. Nu ne arăți cercei tăi? Nu. Am ajuns la patinoar, am echipat copilul. 75 de lei ne-a costat treaba asta. Am și un ceai, avem și un ceai de 75 de lei. 45 intrarea, 10 patinele, 10 soțitorul, 10 cadru. Hai, să te distrezi. Stai să aștept pe Eva. Thank you.
Am trecut prin așa, n-am făcut puțin în piață și am trecut și pe la jina Sibiului și am luat șorici. M-am apucat de făcut curat în frigider. Nu am terminat, mai am ușile, le am pe aici împrăștiate, trebuie să spăl și vasele, dar am vrut să am chiveta liberă. Și știți că v-am zis că vreau să fac o masă pentru de sărbători la noi în casă. Și o să fac răcitură de curcan. Am aici două aripi de curcan, vreau să le pun acum la fiert, sunt puțin înghețate încă, dar le pun la fiert în seara asta și o să le mai fierb și mâine. Și practic mâine cred că termin răcitura. Dar o pun la fiert de acum până termin eu frigiderul să se fiarbă. Apoi am zis că facem friptură de porc, de pui și cu cartofi, cartofi gratinați sau veggies, da, și gratinați și veggies, nu știu, gratinați i-am în congelator, doar risc o tibag la cuptor. Vreau să fac plăcintă cu brânză dulce și cu brânză sărată pentru că vrea Lucian. Vreau să fac și niște clătite. Vă zic așa pentru că vreau să-i duc și bunicii mele. Sâmbătă dimineața vreau să mergem până la bunica mea și vreau să-i duc și ei răcitură. Vreau să fac clătite pentru că ea nu-și face și vreau să-i duc și ei că ne-am mâncat de mult. Câteva clătite. Vreau să fac salată de aia de țelină cu maioneză, dar nu mai fac. O să fac salată de vinete pentru că am foarte multe vinete în congelator. Deci salată de vinete, plăcită de brânză dulce să-i duc și lui bunica mea, plăcită cu brânză sărată. Ce să mai fac? Eu tot vreau un tort de iaurt cu portocale. Nu știu dacă să-l fac pentru sâmbătă, când facem noi masa, sau să-l fac pentru duminică seara. Sau să-l fac sâmbătă și duminică să fac altul, habar n-am. Să văd. Cam și fructe de pădure în congelator, fac așa o combinație. În seara asta... și vă mai zic, oricum vreau să filmez ce fac sâmbătă. În seara asta am niște mascarpone care expiră, pentru că am făcut curat în frigider, am aruncat niște mezeluri care expiraseră pentru că le luasem pentru masa de Crăciun. Și trebuie să fac ceva cu mascarpone. Am mascarpone, am frișcă, am ciocolată, am niște biscuiți și niște pișcoturi. Doar că pișcoturile am zis că le aveam eu în cap, pentru că mai am niște mascarpone care expiră la anul, l-am luat săptămâna trecută. Să fac tort 2024 din pișcoturi pentru Revelion. Și n-aș folosi toate pișcoturile. Sau să... nu știu. Hai că văd ce fac. Pun asta răcitura la foc, termin frigiderul și apoi mă apuc de desert. Mă apuc să fac ceva. Am pus frișca. Eu mereu tai frișca. Cutia asta de frișcă. Pentru că uite și acolo a mai rămas. Grăsimea aia toată rămâne pe cutie. Așa, și pun aici să o bat repede, trucea să o culce pe Iris. Și aici am păstrat puțină ca să topesc cu ciocolată. Și fac mascarpone cu frișcă ciocolată și cu biscuiți, cred, habar n-am, nu știu. N-am făcut niciodată, dar fac pentru că mi expiră asta și vreau să o fac. Deci mie nu-mi iese frișca asta, este a doua, a treia oară, nu știu când, nu-mi iese. Am pierdut și o paletă de la mixer, nu știu, mai a căzut pe jos și n-am... ne-am găsit-o, nu știu pe unde e, doamne, asta s-a băgat, pe sumobilă. Și nu o să mai iau din asta. Inițial eu luasem pentru paste să fac, dar nu o să iau din aia la altă, mai mare, 36% grăsime parcă are aia. Da, și așa că o las așa, am pus cu puțin zahăr pudră, pun mascarponele să bat acum repede și pun o topesc ciocolata, cât nu să adormă Iris, să nu trezesc. La topit am pus așa, aveam niște bomboane de ciocolată Milka, am pus un Moș Crăciun ăsta de ciocolată. Și să văd ce mai găsesc să mai pun. Inițial am zis că pun ciocolată albă. Dar am zis că le-am pastea începute. Omul ăsta, Moș Crăciun, ce era, nu-l mânca nimeni. Așa că o să adun ce ciocolată mai am. Începută mai ales. Pun aici la cremă. Am mai pus niște lapte. Și niște ciocolată. Am aici și ciocolată albă cu... rom și caramel sărat. O pun și pe asta aici, așa. Deci, am pus rând de biscuiți și am pus cam o lingură la fiecare biscuit. Nu știu, mult puțin, habar n-am, oricum. Dacă este moale, mâncăm cu lingura. Și acum trebuie să amestec crema, dar am vrut să vă zic așa. Aș pune niște banane la mijloc, că mie îmi plac. Și cred că o să pun jumate. Lucian nu vrea. El nu e cu fructele în prăjituri.
Dar nu știu ce să fac. Hai că văd să pun crema și la urmă. Așa, amestec cu ciocolata topită. Am pus și niște esențe de rom în ciocolată. Și amestec așa treptat. Și cam atât. Am pus cremă, n-am pus foarte groasă. Pun biscuiții. Și apoi o să vin iar cu lapte. Mi-am dat seama că nu e ok. Acum la tura a doua să pun, uite, lapte peste biscuiți. Bine, ăștia vor trage, știu, dar la următoarea serie o să-i pun, să-i dau biscuiții prin lapte. Până la urmă am pus cremă și zic, hai totuși să pun puțină banană așa, pe jumătate din compoziția asta, din prăjitură. Și am dat crema la parte, am tăiat jumătate de banană, aproape, și acum pun crema la loc. Mie îmi place banana în prăjituri, că este răcuroasă. Sunt curioasă să văd ce iese, n-am făcut niciodată așa ceva. Da, parcă n-aveam chef de tiramisu. Chiar nu am chef, că, nu știu, are multă cafea și devine grețos așa la un moment dat, nu știu cum. Luciani cu tiramisu. Da, mai am aici nițică cremă, să o pun și pe asta pe toată. Și gata. Zi. Un biscuit. Am terminat biscuiții. Acum cred că Luciana dorme cu Iris. În timp ce o adormea pe Iris. Eu trebuie să mai întind o mașină de rufe, că s-a terminat. Și trebuie să merg să o întind. Rebecca nu este încă. Rebecca a dormit azi pe amiază după turele de patinaj. A venit acasă. Iris a trezit când am venit noi acasă. Și Rebecca a adormit. Și acum nu este somn. Bine, este de bea 10 fără 20, cam așa. Da. Dar noi încheiem vlogul aici. V-am pupat. Asta am făcut noi azi. Sper să aveți toate și să ne vedem cu bine.